9 minute, bună dimineața din deșteptarea de la Europa FM. Bună dimineața, urmărim în continuare situația din Ucraina, unde trupele rusești de invazie își continuă avansul, dar urmărim și reacția comunității internaționale față de agresiunea rusească, o reacție care este foarte puternică. Vladimir Putin a reușit prin decizia lui de invadare a unui stat suveran european să producă schimbări geopolitice majore, unirea țărilor occidentale și deplasarea spre NATO a unor țări care sunt neutre de decenii întregi sau chiar mai mult, cum ar fi Suedia, de pildă, sau Elveția, care s-a alăturat sancțiunilor economice aplicate de lumea civilizată Rusiei. La telefon este profesorul Claudiu Degeratu, expert în securitate națională. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, tot ce se întâmplă în politică zilele astea este influențat major de situația din teren, unde Kremlinul pare frustrat deocamdată de avansul destul de lent al trupelor ruse. De ieri au început să apară semne al unei schimbări de tactică, adică sunt bombardamente mai intense ale obiectivelor civile, de pildă, încercări de încercuire completă a unor orașe pentru începerea unor asedii. Asta pare să fie o escaladare semnificativă a conflictului militar. Dar care credeți că ar putea fi efectele politice? Însă în vest și în Rusia, unde războiul acesta nu pare chiar popular. În vest, cred că avem semnele unui efect de bulgăre de zăpadă. Deja se discută de faptul că aceste măsuri internaționale împotriva Federației Ruse exced în multe aspecte, inclusiv sancțiuni în timpul războiului rece. Și bineînțeles cred că se revitalizează spectaculos relația transatlantică. Acest lucru se întâmplă și pe fondul coordonării măsurilor luate de către state pentru a gestiona efectele economice ale acestor sancțiuni impuse, pentru că vor fi efecte economice la nivelul global, tocmai pentru că se încearcă o decuplare economică accelerată a Federației Ruse de la economia de piață, să spunem. Deci aceste efecte vor fi clare. În același timp există un alt efect, se consolidează voința politică pentru a dezvolta o coaliție internațională împotriva Federației Ruse, alta decât NATO, alta decât Uniunea Europeană. Discutăm de o coaliție de state care majoritatea sunt membre ale celor două organizații, dar care pe baze bilaterale au decis să asigure ajutor militar substanțial. Și aici se formează această formulă care să evite cumva conflictul dintre NATO direct ca organizație și Federația Rusă. Și va fi denumit probabil o coaliție pentru lumii libere sau o coaliție internațională pentru Ucraina. Dar ea deja e probabil în a treia zi de activitate și coordonare, mai ales Washingtonul și Marea Britanie se implică practic în această direcție. Deci avem un efect destul de mare și văd foarte multe reacții destul de clare și dinspre China. Asta vreau să spun. Sunt așa reacții în ce în ce mai iritate pe zi ce trece față de agresiunea asta rusească. La început se presupunea că chinezii vor fi aliații foarte apropiați ai rușilor, având în vedere că și ei au o problemă acolo cu Taiwanul, dar aparent lucrurile nu merg în direcția în care se aștepta Kremlinul. De ce? Pentru că perspectiva este a unui conflict îndelungat și perspectiva este de unificare a zonei euroatlantice și a zonei transatlantice într-o poziție foarte fermă față de regimurile autoritare și nedemocratice. Și atunci perspectiva pentru China este nu să intre într-o relație, să zicem, ușor de gestionat, ci într-o relație foarte complicată în care toți aliații Federației Ruse vor fi puși sub o monitorizare atentă și probabil și mai există un alt considerent, faptul că acum China cu siguranță se așteaptă să existe cereri de sprijin concret din partea Federației Ruse și nu ar dori să ajungă în această zonă a baricadei în care rămâne probabil cel mai important susținător al Federației Ruse aflat în conflict cu restul lumii. Deci cumva China ar dori ca intensitatea conflictului
să nu depășească un anumit nivel, altfel încât să apară efecte secundare imediate asupra propriului statut. Domnule profesor, Kremlinul a amenințat țările care trimit echipament militar în Ucraina că vor suferi consecințe. Acum, deși România nu e vreun mare contributor din punctul ăsta de vedere, suntem și noi pe listă, că președintele Iohannis tocmai a anunțat că România va trimite și muniție în Ucraina, nu doar ajutoare umanitare. Da. Care ar putea fi consecințele astea de care vorbește Kremlinul? Bun, primele sunt cele pe plan diplomatic, adică o năsprire, o expulzare, o șicană diplomatică permanentă. După aceea, sigur, sunt lucrurile economice. Dacă există pârghi economice, în special în zona energiei, ele vor fi folosite și împotriva, și împotriva României. Uitați-vă că avem o blocadă navală în Marea Neagră și în continuare sunt incidente acolo. Deci cam aceasta ar fi zona. Și de asemenea, sigur, se pot reîncălzi niște conflicte. Transnistria, Abhazia, Osetia, în Georgia, care ne îngrijorează permanent. Adică aici ar putea să apară. Nu în ultimul rând, atacurile cibernetice. Adică lucru care, mă rog, eu l-am mai spus, ne așteptăm la atacuri cibernetice care ne vizează direct toate țările NATO și care probabil că sunt în desfășurare, nu avem prea multe informații, dar cei de specialitate spun că e la ordinea zilei ca acesta. Însă s-ar putea să apară un moment de agresiune cibernetică la o scară nemai întâlnită până acum și va trebui să nu ne surprindă lucrul ăsta împotriva unor țări ca România sau ca Polonia. Da. Vedeți acum cumva vreo ieșire rezonabilă pentru Vladimir Putin din această situație? Nu, în această fază nu, decât poate așa, cum să spun, scenariul cu mică probabilitate de lovitură de palat la Kremlin. Mă rog, în trecut s-a mai întâmplat și cu Gorbaciov să fie trimis într-o vilă și ținut acolo până când o anumită tranziție de putere a căpătat direcție. Însă nu mă aștept la o decizie voluntară, mă aștept și se vede și pe teren, exact cum spuneați, că intrăm într-o fază dezvoltată și schimbată în care efortul și mașinăria de război rusească încearcă să multiplice prezența în Ucraina și să transforme Kievul într-o, să zicem, în cel mai dramatic punct de pe glob umanitar din acest moment, pentru a-l folosi în negocierile care au fost inițiate. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea profesorul Claudiu Degeratu, expert în securitate națională. I love the music. Love morning. Love the morning. Despre viață, în fiecare dimineață, cu Vlad, George și Luca, la Europa FM.